Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt AnrealByte și am găsit la un videoclip cu Ultimate Team. Un videoclip în care deschidem foarte, foarte multe pachete. Avem foarte, foarte multe pachete. Avem Weekend League, avem pachete de la sezon, avem Icon Pack pe care încă nu e făcut, dar o să-l facem mai târziu. Dar înainte să începem, nu uitați acolo să apăsați butonul să facem cât mai multe like-uri, în caz că vă place și apreciați ce fac. Să vă abonați ca să nu și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. E bine, cum am zis, avem pachete la Weekend League, mai avem eu încă niște pachete, dar înainte să trecem la pachetele alea și la player pick-urile pe care le avem. Am reușit aici să fac level 25 și pot să dau claim la Luis Figo, perpicul acesta sau pachetul. E bine, și alegerea este cam obvious, adică e clar ce să aleg, dar da, totuși să ne vedem ce era pe aici atunci. Luis Figo este foarte bun, însă nu e jucabil, chiar nu cred absolut deloc. Acest player pick este interesant doar că este un singur jucător, un singur jucător. E mai fun să spui ce ai mult decât un singur jucător. Așa că, da, o să luăm pachetul de 84 plus ori 20. E bine, avem aici două player pick-uri, haideți să vedem ce poate să picine acestea. Îi dăm star la primul și pică un Toni Kroos de 86. Azi primim al doilea ce pică și pică un Laporte de 85. Ok, destul de slăbuț. E bine, haideți să vedem, nu știu care e ce mai prost pachet de aici, dar văd pe aici niște tradeable, așa că haideți să începem cu Jumbo Rare Players pe ăsta. E tradeable, deci haideți să vedem. Goalkeeper, ok, este trăștegă? Cred că este trăștegă. Da, ok, este trăștegă în tradeable, wow. Și este doar el, un overall de 89. Ok, un overall de 89, tradeable, să punem acolo sus. Și pe acesta, și pe acesta, și pe acesta. Mai departe să vedem un Rare Players pack, cum este acest pachet, ce ne pică și portughez. Oh, Bernardo Silva, ok, overall foarte mare și este tradeable, este double lookout? Este double lookout, ok, hai să vedem, Bernardo Silva cu cine? Cu cine este? Este... Ruben Dias? Ruben Dias, wow, ce overall mare și sunt, e tradeable pachetul. Da, este tradeable, 1.89 și 1.88, foarte, foarte bine. Mai departe avem un 81.2, hai să vedem repede ce pică în acest pachet. Și, ok, avem Brazilia, fundaș, ok, este... Este Gabriel, nu? Este Gabriel, da. Mai departe, hai să vedem 82 ori 2. Ce poate spune acest pachet și... Avem, ok, avem America, portar, Houston. Houston, deci, wow, cine? Chiar sunt foarte gros. Campbell, de 84. Mai departe, avem un 83 ori 3. Hai să vedem acest pachet ce pică și, ok, avem un uniform. Da, ok, este un uniform. Italian fundaș. Da, Torino. Buongiorno. Atât l-a pus mă gândesc, da. Buongiorno, buongiorno de 85. Mai departe avem două pachete de 84 plus, hai să vedem la primul ce pică și ce overall avem, ce jucător avem, ok, avem un german fundaș și este Hummel sau Sule? Sule de 85, la vă să vă gândesc, da, și este Sule de 85 pe care îl avem deja. Ah, este de 84 de fapt. Următorul, haideți să vedem ce pică din acest pachet, avem Italia, left mid, Chiesa, nu? Ok, era singurul, da, era singurul Chiesa. De 84? Wow! Mai departe avem un 85 ori 3, un pachet destul de bun. Hai să vedem aici ce poate să pice și... Hai mă, că sunt 3 jucători. Ok, Cobol. Ok, Cobol. De 87. Hai să vedem dacă e double lockout. Ok, este double lockout cu cine? Este cu Diani? Nu, e Renard. Ok. Seamănă, dar nu seamănă la fel. 88 overall cu 87 și în spate este un 85-86. Ok. E bine, mai aparte avem un 85 ori 4, haide să vedem ce pică de acest pachet. Haide, vreau ceva mare, ok, scoțian, left back este Robertson, de 86 dacă nu mă înșel. Ok, cu cine? Cu cine este? Este cu Bernardo Silva, ok, de 88. Haideți să vedem în spate ce avem, avem ceva interesant, avem Stones, ok. E bine, următorul pachet este pachetul acesta mare, 84 plus ori 20 de jucători, pachetul de la level 25 de la sezon. Hai să vedem ce noroc avem noi, let's go, hai, cea bun, vreau cea bun, mulți jucători de overall mare, ok. Ok, este Bernardo Silva din nou, ok, nicio problemă, băgăm SBC, dar în spate, haide mă. Ok, asta vreau să zic, KDB, KDB de 91, let's go. Hai să vedem în spate ce este și este ok, un team of the week. Foarte bine, 87, 87, 86, 85, 84 sunt de mulți. E ok, nu sunt chiar așa de mulți, o să schimbăm aici. Așa, nu sunt chiar așa de mulți 84, e bine că n-aș un inform. Deci eu zic că, opa, vine apoi. Așa că eu zic că e destul de ok. E bine, băgăm echipa asta, deci am completat 85 rated squad-ul. E bine, la acest KDB o să dăm exchange și vă explic eu după aia cum să faceți icon pack-uri infinite, practic, doar ca să durează foarte, foarte mult. E bine, avem aici 51 player pack și icon pack-ul, însă înainte să deschidem icon pack-ul, vedem că poate să împice un icon base sau un icon centurious, thunderstrike, winter wildcard sau toti. Sincer, nu știu ce icon o să împice, clar n-am de să știu.
Însă, bă, frate, e vreo un portar. Nu știu, poate eu sunt ciudat aici, bă, poate vreau alții vreo striker, mijlocaș, fundaș. E vreo un portar, vreau să am mai multă chimie. Bine, nu m-ar supra acum dacă mi-ar pica un atacant destul de bun, așa că, pe oricum, mă gândeam să schimb din Natale. E bine, înainte să-i schimb pachetul, înainte să-i schimb iconul, o să vreau să mai fac încă unul, așa că, înainte să mă apuc, o să vreau să vă explic cum faceți infinit. Și probabil că ați mai fost și la alți youtuberi, însă vreau să vă explic eu cum puteți face infinit, pachetul la infinit. E bine, trebuie să băgați la exchange carduri care cum vin, oarecum poderi, adică e băgați la exchange, exchange-ul de 89, exchange-ul de 88, exchange-ul de 87, exchange-ul de 86, până acolo, la exchange 85 euro bag. După ce ați băgat și nu mai aveți niciun folder, să zic așa, după trebuie să faceți acest player pick care este foarte, foarte bun și să băgați sunt jucătorii pe care nu-i fost, adică 5 comuni și unul rar. Îi luați de la cel mai mic overall până la cel mare și puneți absolut pe toți, până când ajungeți la overall 82, 81, 80, unii poate o să aveți foarte, foarte mult, deși aici o să puteți faceți foarte, foarte mulți. Îi dați summit și efectiv strângeți foarte multe player pick-uri de genul. Iar cu player pick-uri de genul efectiv le deschizi, poți să le deschizi și tot ce spică de aici, în caz că spică un 87, un 82, un 90, la barna, le pui în acel exchange. Exchange-ul ăla pe care v-am luat mai devreme. În caz că pică duplicate, îi pui în Team of the Week player pick. Acolo se pun toți. Mie nu mi-a picat bine, mi-a picat balde. Așa face cutie până faci folder și până faci carduri foarte multe. Iar apoi cu Team of the Week ai două variante. Ori pui aici la 83 plus ori 10, ori pui la icon pack. Poți faci, poți faci și aia și aia. Adică poți pui la 83 plus ori 10 să spice un Team of the Week și pe aia îl bagi aici și mai bagi acolo. Adică sunt foarte multe variante. E bine, iar după ce ai consumat absolut pe tot și ai făcut foarte, foarte multe player pick-uri astea de 80 plus player pick, te duci frumos și deschizi pachetul de la exchange, care o să-ți dea și jucători golzi rare și jucători golzi cromon și după aia, iar tu ce aici, iar faci aceeași chestie. Dacă merge, bucurați-vă și deschizi acolo foarte mult, dar durează foarte mult, credeți-vă, durează foarte mult să faci atâtea squad-uri și atâtea SBC-uri. Hai să vedem ce pică în acest 83 plus Team of the Week și hai ce overall mare vreau și pică Berard de 87. Foarte, foarte bine. E bine, haideți să vedem încă un 86 plus Team of the Week ce pică în acesta și pică, ok, pică Bernardo. E bine, puneți acest squad și acum am mai făcut încă un icon pack. Ok, haideți să vedem, avem aici două encoder icon pack. Haideți să vedem ce pică din primul. Ok, vreau un portar, am zis că vreau un portar sau un atacant bun. Hai să vedem, ia, din primul pică, țară, ok, Portugalia, right winger, ok, Figo. Da, e Thunderstrike totuși? Nu e Thunderstrike, e Figo normal. Da, nu prea ce știi ce. Dacă ar fi fost Eusebio, însă ar fi fost ceva, da. Dar Figo, da, nu prea. Hai să vedem și aduna ce pică, encoder, icon pack. Hai, țara, come on, ok, da. Oh, what, cine e asta? Italia? Cât de mă? Oh, cine? Gattuso? Ah, e clar, e clar. Mie nu mi-a picat bine. Da, absolut deloc. 40k un icon, wow. Wow. Da, mi-a aplicat absolut deloc bine. Hai să-i schimb și acest pachet. X51. Ok, Brazilia, KB. Ok, este Thiago Silva. Este Thiago Silva și în spate Jorginho și foarte mulți fodări. Sunt foarte buni pentru băgați la 80 plus perfect. E bine, din păcate n-am reușit să fac rost de un portar, așa că asta este. Am făcut însă rost de Figo și de Gattuso, doi jucători pe care nu o să-i folosesc în viața mea, dar asta este. N-am avut așa de mult dor, însă vreau să spuneți voi dacă ați deschis pachetul ăsta, ce m-a picat, sunt foarte curios să văd cam cât de prost a fost pachetul meu și cât de bun a fost al vostru. Însă cam asta a fost episodul de azi, dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul să strângem cât mai multe like-uri, să vă dați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. Mulțumesc pentru vizionare, am fost Unreal Byte, vă pot. Pa, pa.